Nu întotdeauna articolele de presă laudative au efectul scontat. O întâmplare petrecută săptămâna trecută pe holurile Direcției Taxe și Impozite confirmă acest lucru. Primarul Lucian Micu s-a dus ca tot cetățeanul român să-și plătească birurile la stat și a decis să nu sară coada formată din câteva persoane. Nu a durat mult ca acest eveniment, normal de altfel, să ajungă subiect de presă publicat în mediul online. Mediu care, după cum se știe, este plin de experți în orice domeniu. Cititorii de Facebook l-au luat la tocat pe primarul municipiului, acesta simțindu-se până la urmă dator să explice tărășenia în plină conferință de presă. Am văzut că săptămâna trecută s-a creat o întreagă dezbatere în mediul online legat de faptul că mi-am plătit taxele și impozitele la roman și am stat și la coadă. Nu e primul an în care fac acest lucru, în fiecare an am procedat de aceeași manieră. Ca element de noutate, anul acesta mi le-am plătit cu cardul. Am niște proprietăți și la Iași. La Iași le-am plătit online, pentru că mi-a fost mai greu să mă deplasez acolo. Iar aici a trebuit să plătesc și pentru alți membri ai familiei. Avem o serie de bunuri în coproprietate, de pentru care mi-era mai greu să apelez la metoda de plată online. Metodă de plată pe care eu o încurajez și cred eu că tinerii cei obișnuiți cu era informatică pot fără nicio problemă să beneficieze de acest sistem de plată online. Vreau să fac o precizare și pentru dumneavoastră presa. A fost o pură întâmplare că un coleg de-al dumneavoastră s-a nimerit pe holurile primăriei. Chiar i-am spus atunci că de ce n-a venit mai devreme, când eram mai pe la coadă, nu când ajunsesem în față, mai întârzia puțin și nici nu mă mai prindea. Dar nu cred eu că trebuie să facem un subiect și nici am transformat eu în cine știe ce erou că am stat la coadă să-mi plătesc taxele și impozitele. E un gest de normalitate, așa cum vă spuneam, l-am făcut în fiecare an și nu am vrut să fie un gest de bravură în acest an mai mult decât a fost în ceilalți ani. Evident, până la urmă, părerile au rămas împărțite. Unii spun că primarul nu a dorit decât un plus de imagine pentru eventualitatea unor viitoare alegeri locale. Alții consideră că primarul ar fi putut delega pe cineva să îi plătească impozitele și uite așa se face din țânțar armăsar în condițiile în care municipiul roman se confruntă cu o multitudine de probleme reale.